Bună, dragii mei, și bine ați revenit din vacanță. Facem astăzi un vlog cu tematică și mă adresez în special elevilor de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza, un colegiu de excelență pe care, unde și eu am fost elevă acum mai bine de 20 de ani, la clasa de bilingv. Așadar, dragii mei elevi, o să facem astăzi un vlog despre personalitatea umană. Vom recapitula un pic personalitatea, iar apoi vom trece la etape în dezvoltarea personalității. Și vreau să recapitulăm în ideea de a rămâne cu ceva. Practic, personalitatea, termenul de personalitate vine de la persona, care înseamnă masca actorului. Personalitatea este o construcție bio-psiho-socio-culturală. De ce bio? Pentru că ne naștem cu ereditate. De ce psiho? Pentru că acționăm cu procesele psihice. De ce socio? Pentru că omul este o ființă socială și are nevoie de ceilalți ca să trăiască în societate și de ce culturală? Pentru că noi toți iubim frumosul. De asemenea, cu ce trebuie să mai rămâneți de la această lecție, personalitatea? Cu cele patru laturi ale personalității, și anume temperamentul, adică latura energetico-dinamică, și cu cele patru temperamente de bază, sangvinic, coleric, flegmatic și melancolic. Trebuie de asemenea să rețineți că temperamentul este născut și că nu există un temperament pur, cum nu există nici temperament bun sau rău. Ele se asociază de regulă colericul cu sangvinicul, sangvinicul cu flegmaticul, flegmaticul cu melancolicul și mai rar coleric melancolic. Ce mai trebuie să știm la personalitate? Că nu ne naștem cu personalitate, ci suntem un candidat la acest concept. Și că tot ceea ce facem pentru noi și pentru ceilalți ne ajută să creștem și să ne dezvoltăm personal. Bun. De asemenea, următoarea latură a personalității este caracterul, latura relațional-valorică. Și aici trebuie să reținem un aspect, faptul că această latură, caracterul, se formează până la vârsta de 25-26 de ani, dar că noi toți trebuie să muncim toată viața la formarea caracterului și la un caracter frumos. De asemenea, vorbim despre cea de-a treia latură, și anume aptitudinile. Și aptitudinea cea mai înaltă se numește talent, dar de asemenea discutăm despre inteligența generală, cea măsurată prin IQ, și despre inteligențele multiple, cele 8 la număr, și să le vedem care sunt: inteligența lingvistică, inteligența logico-matematică, inteligența muzicală, inteligența naturalistă, inteligența kinestezică, inteligența intrapersonală și interpersonală și inteligența spațială. Cred că le-am spus pe toate. Și de asemenea discutăm despre ultima latură a personalității, și anume creativitatea, care este un complex de însușiri și aptitudini care în condiții favorabile de mediu generează produse noi, atât pentru individ cât și pentru societate. Bun, și acestea fiind spuse, mi-ar plăcea să rămâneți măcar cu calupul acesta de informații și vom trece astăzi mai departe la etapele în dezvoltarea personalității. Urmează niște lecții foarte frumoase care vă ajută să vă cunoașteți pe voi și pe ceilalți. Așadar, psihologia modernă subliniază dimensiunea genetică și evolutivă a psihicului uman, iar dezvoltarea personalității se desfășoară în faze, practic în stadii. Și acestea sunt numite de către psihologi stadii ale dezvoltării. Ontogeneza, și știți termenul de ontogeneză de-a lungul timpului, da, este reprezentată de totalitatea schimbărilor sistemice, bio, psiho, socio și culturale, intraindividuale, care au loc pe parcursul vieții unui om. Și să vedem acum care sunt principalii factori ai dezvoltării.
Sunt trei la număr și anume educația, ereditatea și mediu. O să începem în ordinea firească a lucrurilor și anume cu ereditatea, care este însușirea materiei vii de a transmite de la o generație la alta mesaje specifice sub formă de codul genetic. În planul dezvoltării, ereditatea apare ca un complex de predispoziții și potențialități. Ereditatea constituie premiza biologică a dezvoltării. Există o ereditate normală, dar și o neșansă pentru cei mai puțin norocoși și aceasta se numește ereditate tarată. Rețineți termenii ereditate normală și ereditate tarată. Așa că bucură-te că ești sănătos, că respiri natural, că mergi, că te plimbi, că te alimentezi singur și ești independent. Toate acestea au fost posibile pentru că tu ai o ereditate normală. Bun, deci la nașterea ta, având o ereditate normală, ai fost un norocos. Cel de-al doilea principiu al dezvoltării este mediul. Și acesta este un factor al dezvoltării umane și este constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacționează. Și iarăși, consideră-te bucuros și de data aceasta dacă vezi acest clip. Și asta înseamnă că ai acces la tehnologie, de asemenea ai acces la platformele de învățare și consideră-te încă o dată norocos. Mediul are o structură complexă și include o multitudine de aspecte, de la mediul tău natural până la elemente din mediul social imediat. Ca factor ce stimulează potențialul ereditar, acțiunea mediului poate fi în egală măsură favorabilă dezvoltării, dar poate reprezenta și o frână sau chiar un blocaj. Gândește-te la copiii din mediile acelea socioeconomice defavorizate și consideră-te din nou norocos pentru că ești într-un mediu fain în care poți să te dezvolți. Educația. Cel de-al treilea principiu al dezvoltării. Se definește ca o activitate specific umană care susține dezvoltarea umană. Și gândește-te din nou cât de norocos ești. Cercetarea contemporană a dezvoltării umane s-a orientat și spre teoretizări mai operaționale a interacțiunii dintre mediu, ereditate și educație. Și psihologia copilului a inclus ceea ce se numește nișă de dezvoltare. Deci reține acest termen, nișă de dezvoltare. Ce cuprinde această nișă de dezvoltare? Practic, locurile, obiectele accesibile copilului la diferite vârste, de asemenea răspunsurile și reacțiile copilului la anturajul său, de asemenea cerințele adultului vizând competențele încurajate și așteptările pe care adultul le are din partea copilului, de asemenea activitățile propuse copilului de către adult. Așadar, să recapitulăm. Există trei stadii ale dezvoltării umane, și anume ereditate, mediu și educație. Deci aceștia sunt principalii factori ai dezvoltării. De asemenea, rețineți termenul de nișă de dezvoltare. Și acum aș vrea să vă citesc ceva despre copiii sălbatici, pentru că mi s-a părut interesant și cred că o să vedeți imediat despre ce este vorba. Și deci, copiii sălbatici. Se cunosc câteva zeci de cazuri, în general, acești copii, nefiind capabili să vorbească sau să emite sunete vocale omenești, se deplasează în patru labe, au modalități de hrănire comparabile cu cele ale animalelor și nu își exprimă emoțiile așa cum o fac oamenii. Cele mai cunoscute cazuri sunt cele ale sălbaticului din Aveyron și ale copiilor lupi. Primul din ele este cel al unui băiat descoperit în anul 1799, în vârstă de 10-12 ani,
orice efort de a-l educa eșuând. În celălalt caz este vorba de două fetițe, Amala și Kamala, capturate în India în anul 1920. Aveau aproximativ 4 ani și 8 ani, trăind într-o peșteră alături de lupi. Nu cunoșteau limbajul uman, alergau în patru labe și își exprimau suferința urlând ca lupii. Au învățat cu foarte mare greutate să meargă în picioare și doar câteva cuvinte. Au murit repede, fără să se adapteze la viața oamenilor. Cazurile de copii sălbatici demonstrează importanța mediului uman în raport cu dezvoltarea umană, dar și educația. Da, cred că v-a plăcut. Și acum vreau să vă dau și o temă și să intrați pe platforma Edmodo și să lăsați această temă sau să mi-o trimiteți pe adresa de e-mail vivtime@yahoo.com. Iar tema sună așa, analizați conceptul de nișă de dezvoltare în baza unui exemplu care ia în calcul diferențele dintre un copil din anii 70 și aici vă provoc să discutați cu părinții voștri despre copilăria lor și copilul din prezent care ești tu. Da? Deci copilul din anii 70 care a fost părintele tău și copilul din prezent care ești tu. Bun, până data viitoare intrați pe platforma Edmodo, vizualizați acest clip de 2-3 ori pentru a reține aspectele esențiale și lucrați această temă. De asemenea, atașați-o pe platformă sau pe adresa mea de e-mail. Este foarte important în aceste vremuri să intrăm pe platformă și să ne facem temele, toți dintre noi, pentru că doar așa vom reuși să parcurgem întreg anul. Bun, dragilor, vă îmbrățișez, îmi este dor de voi și aștept temele voastre. Până data viitoare, stați safe la voi acasă!